Asta nu-i sunt. Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod din GTA 5. Vreau să vă zic ce s-a numărat episodul trecut, se vedea așa de nasol și mergea așa de nasol. Oh, ok, am înțeles. Nu trebuia să fac asta. Da, mă, deci vreau să vă zic că practic aveam eu aici în setări V-Sync pe on, știi? Și nu trebuie să fie pe on. Da, na, pana mea, pa. Deci vreau să fie pe off, practic, nu pe om, pentru că așa se filmează la 30 fps. Asta, stai, boss. Bă, conducem prin... Ia, stai, ia-l, te rog. Dar dă-mi-l mie, bă, că eu l-am omorât, bă. Ok, hai că-mi comand și eu motorul atunci. Dă-mi-l. Na, bravo. Bine că îmi dai peste picioare cu el, asta, stai, să-ți fac starturi. Wow, wow. Da, mă. Adevărul e că mi-ajunge placa video în 80 de grade dacă dau vă singur pe off, dar pentru voi o să fac totul. Am dat culorul la maxim și am deschis geamul, adică să nu se încălzesc chiar așa. Da, deci geamul dacă îl deschizi are mare legătură. Păi nu, mane, dar la mine 30 grade, 40 normal în cameră, ești retardat. 40. Cum să n-aibă legătură? Nu transpir la 40. Mor de transpirație, dar maica mea vine. Nu vreau, trebuie să-ți geam închis că răcești. Și are dreptate, că am răcit de vreo 3 ori. Halo, să adică mi-am la mine 10 grade în cameră constant că nu-mi place să țin căldura. Până nici nu am răcit aproape în viața mea. S-a mort, ăsta 4 luni răcit, bă, acum 2-3 ani. Nu, mă refer problema cu nasul încă o am. Da. Nu, dar sunt probleme cu nasul, eu să fiu gen răcit, să mă simt rău, să iau pastile și chestii de gen. Ah, asta n-am pățit eu. Cam... Eu am pățit, fix acum o săptămână am pățit. Întreabă-i pe abonații. Cum o sunat asta, întreabă-i pe abonații mei. Da, deci știu foarte bine despre tine. Nu, am filmat un episod și am zis chestia asta și am zis că nu mai pot să postez, dar eu, de fapt aveam vreo 20 de episoade programate, deci da. Bă, ți-ai comandat motorul? Ah, da. Hai să mergem pe munte în excursie. Sau fii atent, hai să găsim un tren să ne urcăm pe el. Și să mergem cu motoarele pe el, gen, știi? A, bă, dar ce șmecherii motorul tău, bă. Mă pricep pur și simplu la stunturi, nu e chestia de motor. Au! A, atunci facem schimb? Bă, eu m-am blocat, o să bubuie. Mai ești în GTA 4, când ai făcut stuntul ăla, te-ai dat peste cap și te bucurai. Da. Erai trist atunci. Și ce acum, nu sunt ai dat un fucking backflip cu aia și te bucurai. Hai că te aștept aici. A meu a început să iasă fum din el. Ah, bai. Bă, stai o secundă, vin pe a toi, mi-a dat nimeni la... Ce s-a întâmplat? Zici că, hai că ne întâlnim, mi-a după aia, după 2 secunde am un... Hai că ne întâlnim, mi-a dat un... Ce s-a întâmplat, mi-a pur și simplu a coborât așa și-a bubuit, deci... Lol, și e epic, hai că ne întâlnim, mi-a dat după aia, după 2 secunde, știi? Hai că vin după tine. Stai că mi-l comand din nou. Deci, gai, doar mă pricep la stunturi după două secunde. Mă, ce șmecheră. Doar mă pricep la stunturi, băieți. Păcat că n-ai văzut faza, a fost super șmecheră. Păi n-ai corect, eu am numai 1,5 milioane de dolari acum. Păi și eu am 30 de milioane, să zic. Eu aveam 1,9 înainte să-mi tunez mașina aia, că le-am pierdut deja. What? N-ai să luat-o? Ba da, e în garaj, da. Ideea în sine. Eu nu mai pot să ies. Bă, mergi după tren, mergi după tren, că e sus trenul. Vin și eu imediat. Da, nici nu știu în ce parte merge. Îl aud eu. Da, l-am auzit. Deci acum. Dar sunt blocat, frate, ce căcat e asta? Ajung și eu imediat. Am zburat în cap. L-ai prins? Nu. Îl aud, acum vine, de-abia acum vine, Bob. L-ai auzit? Bă, tocmai... Nu, e alt tren, înseamnă. Mai deasupra capului meu. Da. Acum mă duc. La cât de departe ești tu pe lângă cât ești eu? Asta e adevărat. Hai că acum intru. Bă, stai că o să fac un stunt să urc pe el, că nu vreau să pierd motorul. O să încerc să fac un stunt. Acum dacă o să fie eșuat, asta e partea a doua. Adică la aștept. Am găsit și un motor pe stradă, că vin și eu după tine. La aștept. Eu știu că eu, cam asta e singurul lucru am îl pricep eu, la stunturi. A, rip. Am mai imaginat să bubui. Păi, oh, am sărit cu motorul în tren, ești prost? Asta am mai puțin domnule. Sări cu motorul în tren, lol! Easy! Ciao, bă! A, te pricep la slanturi, te văd ceva de genul, ciao, bă! Și după aia te bușești un perete. A, da, am aterizat pe la puțin și apoi am căzut. Hai să încerc să fac wanted. Băieții, așa, eu trag în ei, le trag în mașina, gata, mi-a dat wanted. Le trăgeau o mașină și nu făceau nimic. Bă, cred că totuși din următorul episod. O să mă turtească la sfârșit aici. Bă, o să mă turtească! Au! Rip. Nu, e complet ok, nu mi-este fum din motor nimic. Ah, e complet ok.
Hai că te aștept, probabil. Băi, iar vine o fază pelicula asta acum, deci la margini iar. Tocmai trecut pe lângă. Dar doar sări, frate, doar sări pe tren și gata, cam eu motor, nu-i problemă. Aoleu, a, mi-a picat motorul în cap. Bă, vezi că aici, aici e, bă, nu mi se pare că e tunel. Stai că o să încerc să-l urc pe un vagon, gen, pe un vagon mare. Ai, mi s-o răsturnat, fraterile. Ce pot să-i fac dacă mi s-o răsturnat? Motorul? Îl împing. Nu nimica. Ah, m-am împiedicat, fuck. De ce să-l împing, frate? A, gata, am reușit. Acum, acum. Bă. Ce ai zis, ok? Cică, cică. Stai, hai că vin, acum, și după aia te băcăpici. Ce gen, never mind. A, nu, am picat de pe tren, am picat. Au, mi-am dat una de perete, mai am cred că unul viață. Era să urc aproape. Mai am unul viață. Visteau? Nu. Ca am motorul. Ai motorul cu tine? Hai. Te aștept aici. Nu aștepta. Au! Mi-a zburat, a zburat motorul fără mine. Eu sunt la Lester ca scap de poliție. Ne, eu nu sunt eu nu sunt terfă, bă. Știu, dar acum n-am cheia, pur și simplu. Cam 5 stele. Eu am 2. Da, nu mă, serios, nu sună la Lester. Am prea târziu, hai bă, vino. Bă, nu stai să mă mor, stai așa. Ia uite-te la mine, uite-te la mine. Bă, tu mă vezi, bă? Bă. Au. Eu sunt viață, nu m-am lovit de ceva invizibil și am zburat de pe motor. Urcă o dată, bă, urcă, hai. Bă, eu merg după tren că-l pierdem. Eu duce, că eu am furat o mașină de poliție, vin și eu. Hai că vin și eu, bă. Bă! Au! Tu te joci cu Vasin cu pe off? Cu Lampion. Bușii de capul de pot. Aole. Hai că mă duc eu de bătrâni să nu-l pierdem, bă. Hai. Da. Au! Ce coaie zici că ești... Doamne, zici că te exciți, coaie. De o zi... Zici că te exciți să mor eu. Mă pocnesc cu capul de pereți. Păi și nu trebuie să faci așa, e și tu. Au, nu, au, zici că ești excitat. Unde-i trenul? A, ok, am înțeles. Asta-i să închez, mă? Bă, să arbi mașina mea! Mergi după trenul ăsta. Eu cred că sar cu mașina de poliție în trenul și... A, curo, aș fi vrut. Am reușit odată cu Dan, cu un insurgent să vin în tren. Doar odată? E foarte easy, frate. Cu un insurgent, bă. Mă bucur. Dar e destul de easy totuși, eu sunt pro-driver, ia uite-te la mine, sunt pro-driver. Hai, dă-i gâ repede, dă-i fu, pardon. Mergi odată acolo, hai, rămân în ăsta. E bubui, bă. A, nu, derapează prea mult mașina mea, bă. Vezi că-l pierdem, hai. Am observat și a, cred că imediat o să se oprească la o stație de aia de... A, se oprește trenul? Da, se oprește de două ori, în apă. Ia uite, boss! Stunt! Ah, fuck! Băi, eu am reușit! Eu am aterizat pe unul. De fapt, pe una, că... Că tren, vină și tu aici cu mașina, că poate-l prindem. Da, că pe mine mă urmărește poliția. Bă, nu! Nu, dar de ce, de ce urmări, mă? De ce am 3 stele, mă? Eu n-am murit de atunci. Nu? Ah, stai, bă, că n-am murit chiar. Am furat o mașină de poliție și am fugit. Fuck. Hai că vin pe tine, Fabio. Cred că totuși în episodul următor o să țin Vasin cu peon, că văd că are 90 de grade aproape placa viitoare, 85, cu aia e prea mult. Mă reconforțez ca idiotul, că... 85, dar nu prea ar trebui să supraviețuiască așa. Acum vezi că se cutremură calculatorul și bubuie. Zic, se trupe Skype-ul și văd la televizor că a murit cineva din cauza unei explozii, unei plăci video. Nu, crede că l-au pe... l-au Vasin cu una. Asta e, fraților, vă uitați... Pe... Vă uitați măcar la un video în 30 de FPS, ori deci. O scăzut la 50 de grade cu aia, adică ce-i făcut, frate? No, o scăzut la 50 de grade, o să las. Sună, prieten, stai că îl bag pe Skype. A, de 60 de grade cu aia. E mult mai bine, man. Am băgat. No. Bă, vezi bă, că... dar m-o dat în bară, pișam aș pe... Bă, vezi că filmăm... filmează asta pe YouTube, tu ce faci, Mario? Bine, de, de ce le filmează pe YouTube acum? Ce? Nu, frate, YouTube-ul, de... YouTube-ul filmează pe mine, bă. Mă scuze. Oh, nebunule. Băi, acum mi dă black screen. S-a oprit trenul, bă, s-a oprit. Mi-a dat black screen GTA 5-ul, că... Doamne, Fabi, trebuia să-mi zici că-l bagi, că pădeam... Ți-am spus, dar nu gata, gata, s-a rezolvat, s-a rezolvat. Bă, îți spun că ai GTA 5-ul. A intrat pe online, nu? Da. Vii pe GTA 5, băiatul? Ai început să-ți faci prima misiune și apoi să-ți meargă și alte. A, și le-abia și le-au cumpărat azi? Aha. A, ăsta e băiatul ăla, mă, de care zice. Da.
E bun. Hai că joci și tu. Am reușit să intru pe tren. N-ai mai jucat niciodată cu noi? Nu mai jucat niciodată. De fapt, stai. Hai, bă, facem tactica aia cu salvarea, vrei? Da, bă, da. Bine, furăm o salvare. Bă, Mario, furăm o salvare. Unul o conduce și doi stau pe ea și facem 5 stele și tragem după poliție. Cred că apăsăm pe reload, o să ne dăm în cap cu armele, deci mai bine. Dar stați să văd ce jocul. Bă, ți-ai băgat pe placa video neintegrată, că ăsta are un 840M pe laptop și el nu știa niciodată că are o placă video separată, știi? Nici nu știe ce la driver de placă video de aia. Ți-l-ai băgat, bă? Ți-am băgat să-ți placi. Dai să mă rog, ghiat pe GTA. Ți-ai băgat driverul de Nvidia, am pus. Nu. Asta e. O să-i funcționeze fără driver. Nu. O să aibă bun pe PS aici, pe rost. O să-i meargă ca și pe calculatoarele alea antice. Știi, cu XP, cu 512 RAM. Da. Ceva de genul. Ceva de genul, îi rulează acum, like. Ai jucat vreodată Minecraft pe PC-ul ăsta? Dar pe laptop, pardon. Da. Câte PPS-uri ai? Vreau 80, nu știu. Normal, cu driverul de la placa video prins și 150, 200. Da. Dar, unii... Bă, de cât timp ai laptopul ăsta cu aia? Boare să-mi pun la țară Moscova. Bă, zi mă, nu contează ce spune. Puneți odată ce trebuie, că na, nu mai poți să schimb după. Da, exact. Și după aia vine unul și zice, a, stai lui, spișeamă și pe el și... Nu schimbiat. A, dă-te repede jos din mașină, dă-te, așa. Hai, Fabi, că am urcat! A urcat, bă! Ceau! Bă, cumva mașina de poliția, bă, nu, e la dreapta acolo. Hai, frate, urcă-te repede. Au! M-am împiedicat pe tren, nu știu cum am reușit. Mă, nu trage, poate mă. Păi hai! Dar nu o să reușești să intri așa pe tren, crede-mă, au! Am picat de pe tren. N-ai picat. Picasem. De ce zici că n-am picat, nesimțitule? Cum îți permit? Au, iară m-am împiedicat, bă, ăștia! Dar tu știi că Dying Light, tu știi jocul Dying Light, nu? E mai prost optimizat decât GTA 5, eu practic în Dying Light am 40 de FPS-uri, după ultra, nu știu cum, sau era stricat crack-ul de la joc. Oba! A, nu! Nu vreau să fac chestia asta, nu! Am aruncat de pe tren, așteaptă-mă! Hai, stai! Urcă! Unde ești, mă? Hai, urcă! Ce? Stai că sunt mort! No, frate, pe jos sunt tins și că tu... Hai, urcă! Hai, urcă, mă! Ceva de genul, îi trage un pumn în cap la unul după aia tu... Hai, urcă, mă! Urcă! Un glonț în cap. Nu, mi-a venit trenul și mi-a dat peste cap una. Că-l văd, hai. Mario, merge prima misiune. Îți văd fix în ceafă. Mario. Da. Cum îți merge prima misiune? Stai că eu încă îmi bag parola care nu vrea să meargă. Păi okay. Trebuie să-ți faci un cont de Rockstar în puii mei. Da, știu acum fac. Cu căcat să încerc să te loghezi pe o chestie pe care nici măcar nu te-ai făcut cont. What the fuck? Like să vii pe Facebook, să vii ceva de genul... Bă, de ce nu merge parola, bă? Dar tu nici să-l ai cont pe Facebook, știi? Bă, nu încerca, că nu e, o să fii praf. Ai, n-am încerca, Fabi! Ți-am zis să nu încerci, măcar lasă-mă pe Iescu, că tu ești praf, ia să vezi aici un driver. Nu, serios, lasă-mă pe mine. Nu, nu fii bulangiu, bă! Hai, urcă! Nu, uite ce-ai făcut cu mine, bă! Peste tine, hai! Hai, băgă! Bă, uite ce retardat ești, bă! Hai, du-te! Ce faci, mă, cu arma? Bravo! Ce-a fost asta? Bravo, ești mi-a arătat că merg pe șosea în puii mei. Lol. Și doar atât te-ai trezit în copac? Da. Lol. Păi vine să mă iei repede și urmărești trenul. Dar nu te văd. A, ești în față. Urcă pe pod, repede. Hai, Fabi, repede. Sari, hai! Hai, urcă! Hai să vezi aici un stunter adevărat. Ce tare faza asta, să mor eu. Un stunter adevărat, Fabi, să vezi. După aia să mă uit și eu la videoclipul anterior să văd dacă chiar merge în lag și pe YouTube sau era doar de la mine că-s prost. Că cuvânt singur pe on apare merge pe lag și nu vreau să... Pune-te lângă aia că poate reușesc să mă arunc direct pe... Bravo, ești deștept! Trebuia măcar mai încolo ca să ai timp. Acum o să-l pierdem. Bagă! Bă, copii! A, păi eu te vedeam în spate! Eu te-am văzut în spate, frate! Hai, repede! Maria, deci tu ce faci acum? Eu încerc să mă lochez. Încearcă să-și bagi parola de la cocare, nici măcar nu și l-a făcut. Tu și ai făcut, bă, ți-ai făcut contul acum, serios. Nu. Bă, fă-ți-l. Poate fus ceva pe acolo și o să ți se strice CDK-ul, bă.
Fă scontul. Lasă că facem mediu scont. De ce ai făcut chestia asta, Fabi? Acum până te ridici, că tu ești mai leneș așa. Hai. Am urcat. Ai urcat, da. Eu te-am văzut că ai zburat lol de pe tren. Și eu am zburat, dar m-am ținut cu mâinile. Serios? Deci am căzut și știi ca pe cei ca pe cei de-a patru când te ține cu mâinile. Da, da, da. Lol, ceva de genul? Ce? Ceva de genul s-a întâmplat? Da, nu știam că e posibil pe GTA 5. Pe nicio. Bă! Ce? Eu încerc să opresc trenul cu motorul, el mă ocolește, pișamaș. Ceau. Ceau, frate, ce faci? Bună, bună. Pumneșuat. Stai, mă, urcă-te pe asta, nu mai da pumne, bulule. Nu, bă! Urcă-te! Așa. Am o idee, hai că vine o pancardă, ceva, să sărim amândoi să ne băgdăm cu capul de ea, vrei? Da. Mai uite cum e aici. Aici n-ajungi. Pe alea nu merge, trebuie unele care sunt pe stânga sau ceva. Nu neapărat. Dar ce silențios au făcut? Deci pleacă de pe trenul meu, e trenul meu! Oh nu! Nu, e trenul meu, am zis, dar e trenul meu! Ah! E trenul meu! Gata, gata, am fost, că mă bați. Gata. Uite-te la mine cum stăteam, what the fuck. Ui ce față de nervos am. Uite-te, nu. Nu, gata boss, gata boss. Ce faci, mă? Cine smântână nu-și pune. Dar ce bun, îți la bătaie să mor eu. Îți dau un bum și pic de pe tren. Bă, frate, oricum, cred că o să gândim și noi acest episod aici. Sper că v-a plăcut. Ia uite-l pe Fabi ce față. Da, bravo, ești deștept. Iar ce fața trenului. Hai că m-am aruncat și eu după tine. Ah, Fabi, am venit să te salvez. Au, 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 au. Ok, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye.